S-a dat drept polițist și și-a încercat norocul. O femeie în vârstă de 72 de ani a fost urmărită de un individ în timp ce se afla la cumpărături. Cu o legitimație falsă și cu pretextul că în ultima vreme se falsifică foarte mulți bani, tânărul i-a cerut acestea drept probă pentru verificare suma de 150 de lei, cu promisiunea că îi va înapoia după ce va finaliza verificările. După ore bune de așteptare, femeia a sunat la poliție. Acum tânărul a fost arestat pentru 30 de zile. Cu legitimație falsă și multă încredere în aptitudinile sale de hoț, un individ în vârstă de 22 de ani a încercat să o înșele de bani pe o bătrânică din Drobeta, Turnu Severin, cu pretextul că în ultima vreme ar circula foarte multe bancnote false. Individul i-a cerut acesteia drept probă spre verificare suma de 150 de lei pe care femeia o primise rest după ce își făcuse cumpărăturile în piață, cu promisiunea fermă că îi va înapoia după ce va finaliza verificările. După ceva ore bune de așteptare, femeia a sunat la poliție, deoarece a simțit că este ceva dubios. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani în municipiul Drobeta, Turnu Severin, bănuit că în cursul aceleia zile s-ar fi prezentat la domiciliul părții vătămate, unde, prin folosirea unei calități fără drept care implică exercițiul autorității de stat, ar fi solicitat și ridicat o sumă de bani sub pretextul că aceștia ar fi fost falsificați. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fur calificat și uzurparea calității oficiale. Tânărul de 22 de ani fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Turnu Severin cu propunerea corespunzătoare. Autoritățile fac apel la cetățeni pentru prevenirea unor astfel de fapte. Poliția recomandă cetățenilor să țină cont de următoarele sfaturi antivictimale. Nu permiteți sub niciun motiv persoanelor necunoscute accesul în curte locuință. Nu păstrați în casă sume importante de bani și nu faceți publice valorile pe care le dețineți în locuință. Nu permiteți accesul în locuință la diverse persoane care se recomandă ca fiind de la diverse instituții. Solicitați un act de identitate persoanei cu care intrați în contact. Orice persoană cinstită își declină identitatea. Rețineți aspecte ale fizionomiei persoanelor necunoscute, semne particulare, ticuri ce țin de gestică, număr de înmatriculare al autovehiculului cu care se deplasează. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat și uzurparea de calități oficiale.